valiza Cele mai frumoase călătorii în lumea cărților pentru copii Beteala de Crăciun Legendă populară ucrainiană Se spune că trăia odată, la marginea unui sătuc, o văduvă sărmană care își creștea singură cei doi copilași. Într-o iarnă geroasă, Atât de geroasă încât umblau oamenii cu țurțuri la nas, în apropierea sărbătorii Crăciunului, biata femeie se amără. Abia avea bani să cumpere ceva de mâncare la copii, dar să ia podoabe pentru bradul de Crăciun. Așa că în ajunul Crăciunului, femeia împreună cu cei doi copilași au împodobit pomul cum au știut ei mai bine și cu ceea ce au găsit prin casă. Mamă!" zise cel mai mare dintre copii. Uite, am găsit câteva nuci!" Foarte bine!" zise văduva, le vom așeza pe ramurile bradului. Iar eu am găsit trei mere în cămară, zise surioara lui mai mică. Să le punem și pe acestea în brad. Femeia le așeză cu grijă și zise. Acum e gata. Deși era un brad împodobit tare sărăcăcios, cei trei membri ai familiei l-au privit cu mult drag, fiindcă el le amintea că sărbătoarea Crăciunului venise și la ei în casă. Seara târziu, după ce mama și cei doi copilași merseră la culcare, au venit păianjenii și au început să țese pânză pe toate ramurile bradului. Brăduțul părea astfel acoperit de un văl de zăpadă, dar iată că ceasul bătu miezul nopții și în casă poposi nimeni altul decât moș Crăciun, încărcat cu multe cadouri. Când moșul văzu bradul acoperit cu pânză, pentru a-i face o bucurie acestei familii sărmane, transformă pânza păianjenilor într-una de argint. Dimineața, când femeia și cei doi copilași s-au trezit, au observat ceva luminos în mijlocul căsuției lor. Marele fumirarea când văzură că bradul lor strălucea atât de frumos încât era o adevărată încântare să-l privești. Legenda spune că de atunci și până în ziua de astăzi, Oamenii decorează bradul cu beteală în amintirea celui miracol petrecut în căsuța văduvei, în ajunul Crăciunului. Bibliovaliza, un proiect al Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba și al Consiliului Județean Alba.